lumea în sfârșit începe să înțeleagă că secretul succesului în orice domeniu costă în a crea valoare. Dar ce este exact valoarea și mai ales cum se creează? Stai cu mine și vedem. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și dacă, fiindcă performanța e strict legată la conceptul de evaluare, asta e tema de astăzi. Toată lumea în sfârșit a înțeles, de fapt nu toată lumea, mulți încă nu au prins ideea asta, dar în sfârșit începe să se înțeleagă ideea că dacă vrei valoare, trebuie să oferi valoare. Pe de altă parte, acest concept de valoare nu este deloc clar, pentru că la un moment dat ce este de valoare? O mașină de valoare, un ceas de valoare, o casă, un videocamera, ce poate fi valoare? Un serviciu, bani? E, de fapt, eu m-am străduit un moment să găsesc o definiție generală de conceptul de valoare și am găsit, și de fapt e foarte simplă. Adică, în momentul în care tu ai un obiectiv sau ai o problemă de rezolvat, că de fapt e aceeași lucru pe negativ, bine, orice te ajută în acel moment să ajungi la obiectiv sau să rezolvi problema, este valoare. Deci, în sensul ăsta, cred că e întreaga definiția de marketing. Adică, în momentul în care eu rezolv o problemă sau ajut o persoană să se atingă obiectivul, iată că îi ofer valoare. Și această valoare poate fi schimbată cu ceva care este de valoare pentru mine. Cu o definiție așa de amplă, orice devine de valoare doar pentru persoana respectivă în momentul specific. În momentul în care mi-e foame, cineva care mi oferă de mâncare, mi oferă ceva de valoare. În momentul în care nu mi-e foame, valoarea aia e mult mai mică. În momentul în care eu am o problemă de rezolvat, orice mi ajută să rezolvă problema respectivă e de valoare, etc. Deci, în momentul în care eu vreau ceva pentru mine, în mod normal, bani, dar orice alt instrument de schimb, și mă întreb cum să creez valoare pentru ceilalți, iată că devine foarte simplu să răspunzi la această întrebare. Adică, ce problema rezolv? Ce obiective au oamenii? Ce obiectivul are clientul meu? În momentul în care eu demonstrez la un om că l-ajut să atingă obiectivul sau să scape de o problemă, iată că am creat toată valoarea de care aveam nevoie. Aici e clar că nu putem face o discuție despre marketing aprofundată, dar ține cont că tot ce se face cu sondaje de opinie, cu întrebare, cu studii de piață, tocmai are legătura cu ce probleme au oamenii, care sunt obiectivele lor și cum le pot satisface. Te atrag atenție că în sensul ăsta, cuvintul eu e total inexistent. Valoarea mea este exact corespunzătoare la problemele pe care le rezolv ție. Dacă eu vreau să adaug valoare, trebuie să mă gândesc la tine și la ce problemă ai tu și ce obiective ai. Cu privirea asta, eu sper să fim în stare să facem această schimbare de paradigma și să înțelegem, cum de fapt am zis acum câteva săptămâni, că altruismul e lucrul cel mai egoist pe care putem face, pentru că în momentul în care ne gândim la ceilalți, obținem exact ce vrem noi. O zi bună în continuare!